Cătălin Țurcaș, fost elev al Colegiului Național Simion Bărnuțiu din Șimleu Silvanei, arată că se poate face performanță la orice nivel, atâta timp cât există voința de a persevera într-un anumit domeniu. El și-a descoperit vocația încă din vremea liceului, atunci când, participând la numeroase concursuri, a obținut importante premii. Printre cele mai importante dintre acestea se numără premiul întâi la Olimpiada Națională de Matematică, calificarea în lotul lărgit a României pentru competițiile internaționale și medalia de argint la un concurs internațional ce s-a desfășurat în China. De unde toate aceste rezultate foarte bune? Din pasiunea pentru această disciplină, care prezintă maximum de interes și care, după cum el însuși afirmă, îi aduce foarte multe împliniri personale. Adică de mult, de când am fost mic, am fost pasionat de numere. Părinții m-au stimulat spre această cale. Am dovedit repede că sunt bun în concursurile de matematică, dar asta nu cred că au avut neapărat legătură cu alegerea mea, alegerea carierei mele de matematician, pentru că majoritatea copiilor care sunt buni în concursurile de matematică sunt isteți, gândesc repede, sunt buni cu numerele, de obicei aleg cariere în informatică sau în economie, cariere evident mai bine plătite și în care ajung să câștige mai repede. Eu pur și simplu am simțit de-a lungul timpului că am o chemare pentru matematică. După ce în clasa 12-a și-a dat seama de faptul că dorește ca sa carieră să fie în domeniul matematicii, a dat admitere la Facultatea de Matematică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Însă, având în vedere că și-a dorit să aibă contact cu cercetători de la nivel mondial, s-a decis să aplice pentru facultate din afara țării. Acest demers, adeverindu-se a fi un proces destul de îndelungat, însă în urma evaluării aplicațiilor, Cătălin a reușit să fie admis la Institutul de Matematică Warwick din Marea Britanie. Am aplicat în Anglia la 5 universități. După ce m-am hotărât că vreau să studiez în Anglia, am aplicat la 5 universități, pentru că acesta este procesul clasic de aplicare. Aprins printr-un portal, se numește UCAS, îți alegi 5 universități, apoi, după ce tu aplici, ele îți trimit răspunsuri. Sunt 3 tipuri de răspunsuri. Unul dintre ele este, ești acceptat fără nicio altă condiție, răspuns necondițional. Al doilea este răspuns condițional. Ești acceptat dacă între timp, să zic, obții peste 9,50 la BAC sau îți ai anumite teste. Iar al treilea este rejectul, adică ești respins fără nicio altă discuție. Eu am fost acceptat la toate cele 5 universități la care am aplicat și, bineînțeles, dinainte știam că vreau să ajung la Warwick din cauza reputației Institutului de Matematică de acolo. Da, așa am ajuns să studiez în Anglia. Cătălin nu regretă că a optat pentru a studia la o universitate din afara țării. Pentru el, cea mai mare mulțumire este aceea că mediul în care activează în Marea Britanie îl stimulează permanent să evolueze. În cazul meu, cel mai mare avantaj pe care l-am avut când am în momentul în care am ajuns să studiez în străinătate, a fost deschiderea asta la mediul academic, ceea ce am spus și înainte, faptul că ajungi, ca student fiind, să lucrezi în proiecte de cercetare destul de mari, ajungi să discuți cu profesori care probabil sunt ca și cum ar fi echivalentul unui premiu Nobel în alte științe, ajungi să vorbești față în față cu dânsii și ajung să fii apropiat de ei, ai de învățat enorm de la oamenii ăștia, te pot ajuta foarte mult în viață. Asta cred că e cel mai mare avantaj. Studiază matematică aplicată la una dintre cele mai prestigioase universități, renumite la nivel mondial pentru calitatea învățământului pe care îl cultivă studenților săi. Este apreciat pentru munca și rezultatele sale, însă atunci când vine vorba de planurile de viitor, Cătălin nu exclude și ipoteza de a-și forma o carieră în afara țării, cu toate că este conștient de greutatea cu care se obține un post acolo, având în vedere că piața forței de muncă este asaltată de foarte mulți specialiști. Ai mult mai multe posibilități în străinătate, dar în același timp, concurența este mult mai mare. Dacă aici este, să zic, greu să ajungi să iei un job de programator la o companie, acolo este cam de 10 ori mai greu. Pentru că sunt de 10 ori mai mulți oameni buni și oameni care concurează pentru jobul ăla.
Cătălin îndeamnă pe toți cei care vor să performeze într-un anumit domeniu să se focuseze pe acea latură și să încerce permanent să persevereze, indiferent dacă sunt integrați într-o universitate din țară sau din străinătate. Mai mult decât atât, tânărul șimleoan este un viu exemplu care atestă faptul că performanțele din timpul liceului pot fi prelungite și în mediul academic, chiar și într-o prestigioasă universitate din străinătate, precum este Universitatea Warwick pe care urmează acolo.